În dupămiaza aceasta va trebui să faceți un efort în plus, dat fiindcă timpul mă strânge, cumva mă constrânge și va trebui să termin repede ce am de spus. Va trebui să vă concentrați mai mult, să faceți un efort în plus, în așa fel încât să nu pierdeți nimic. Într-o zi duceam pe cineva cu mașina dintr-o localitate în alta, așa, la autostop. Și era un soț și o soție. Și în timp ce mergeam și întreb ce ați mai făcut, cum mai faceți, știți că discuțiile deviază de la una la alta. Și bărbatul spune, știți, odată am mers la furat. Și șoferul cu care am mers eu, când ajungem acolo, înainte de a încărca mașina, și-a făcut cruce, a zis, Doamne ajută. Și eu când am văzut treaba asta, am zis, hai să ne întoarcem, că nu e bună. Soția care era lângă el, zice, bă, taci. Mai bine, taci. Nu știa cu cine stau de vorbă, nu știa cine sunt eu. Omul și-a deschis inima. Omul și-a dat seama că dacă îl implici pe Dumnezeu în anumite acțiuni, nu poți să ai acea garanție că lucrurile vor merge așa cum vrei tu. Când Dumnezeu vine, El face ca lucrurile să meargă bine. Dar nu neapărat binele este ceea ce vrei tu. Și câteodată este mai bine să taci. Părtășia pe care avem aici și unii cu alții și părtășia pe care avem cu Dumnezeu aduce multă fericire. Citam ieri undeva pe un site că o firmă a făcut un sondaj de opinie. Și sondând opinia oamenilor, au ajuns la o concluzie că cei mai fericiți oameni sunt cei care au aproximativ, știți câți ani? Câți ani credeți că au, în urma sondajului de opinie, cei mai fericiți oameni? Cei care au aproximativ 50 de ani. Și spuneau cei care au făcut sondajul că ei sunt fericiți pentru că, în general, nu mai au rate, și-au achitat toate împrumuturile, nu mai trebuie să stea după copii și să-i... Băi, ce faci? Copiii sunt la casele lor și au timpul cel mai bun ca să se fericească. Am găsit că fericirea nu are nicio legătură cu vârsta. Așa am găsit eu. Și mă veți înțelege dacă vă uitați pe stradă câteodată și vedeți doi bătrânei de vreo 80 de ani care merg la braț, cu zâmbetul pe buze, sprijinindu-se unul de celălalt. Fericirea este atunci când ai de cine să te sprijini. Și cei care l-au pe Dumnezeu au sprijinul cel mai puternic. Mergând de la braț, poate puțin cocoșați din cauza vârstei, ai zice că nu mai găsesc nicio plăcere în viață, dar totuși se iau unul pe celălalt. Iar când îl au și pe Dumnezeu, fericirea nu mai ține cont de vârstă. Fericirea e la maxim. Am citit în Sfânta Scriptură că a fost un proroc, om al lui Dumnezeu, care a avut o părtășie deosebită cu Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a vorbit în nenumărate rânduri. Numai că omul acesta, împreună cu fericirea pe care avea împreună cu Dumnezeu, a avut și parte de foarte multe necazuri. Omul acesta, sau prorocul acesta, se numea Ieremia. La un moment dat, încărcat de atâtea necazuri și de atâtea suferințe, pentru că părtășia cu Dumnezeu aduce fericire, dar câteodată aduce și suferință, omul acesta nu mai poate și Dumnezeu îi spune să scrie. Și în timp ce omul acesta își scrie plângerile lui în cartea numită Plângerile lui Ieremia, notează el acolo că în renunchi Dumnezeu mi-a înfript săgeți din tolba lui. Am ajuns de râsul poporului, m-a săturat de amărăciune, m-a îmbătat cu pelin, mi-a sfărâmat dinții cu pietre, mi-a luat pacea și nu mai cunosc fericirea. Și în timp ce el scrie durerea lui în paginile acestea și Dumnezeu lasă să scrie, ajunge la un moment dat să scrie niște cuvinte interesante. Aș vrea să vă citesc din Sfânta Scriptură și cei care aveți Biblia la dumneavoastră, vreau să deschideți la pagina 800.
8:00. Și printre plângerile lui Ieremia notează câteva gânduri de o deosebită importanță pentru noi în dimineața aceasta. La versetul 26, capitolul 3, Ieremia încheie cumva plângerile lui și lacrimile lui prin cuvintele acestea: bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui, să stea singur și să tacă, pentru că Domnul îl a pus pe grumaz. Să-și umple gura cu țărână, să nu-și piardă nădejdea, să dea obrazul celui ce lovește și să se sature de ocări, căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna, ci când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el, după îndurarea lui cea mare. Căci el nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. De ce să se plângă omul cât trăiește? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Ieremia, omul acesta lui Dumnezeu, trage o concluzie: din toate plângerile mele, cel mai bine ar fi fost să tac. Am numit predica din dimineața aceasta așa: mai bine taci. Mai bine taci. M-am gândit să schimb titlul, dar n-am găsit niciunul mai potrivit. Mă iertați dacă poate sunt prea incisiv. Mai bine taci. Este greu în ziua de astăzi să taci. E foarte greu. Mai ales când ai descoperiri de la Dumnezeu. Am auzit persoane în jurul meu, foarte multe persoane de-a lungul timpului, care spuneau: Domnul mi-a descoperit. Domnul mi-a arătat. Duhul Domnului mi-a vorbit. Și eu mă bucur de fiecare dată când aud cuvinte de felul acesta, trag urechea să văd ce a spus. Cine a spus? Vreau să vă pun prima întrebare. Cum știți dacă v-a vorbit Dumnezeu sau v-a vorbit diavolul? După ce cunoașteți lucrul acesta? David. Poftim? Prin ce spune? Da, dar este câteodată greu să delimitezi cuvintele pe care le auzi dacă sunt de la Dumnezeu sau nu sunt de la Dumnezeu. E destul de greu. Oricum e mai bine să... mai bine să taci. Dar totuși Dumnezeu nu dorește să tăcem tot timpul. Spuneți-mi, repet puțin, cum știți dumneavoastră când vă vorbește Dumnezeu sau vă vorbește altcineva? Cum știți? Există un principiu pe care l-am găsit în Sfânta Scriptură, un principiu care funcționează de fiecare dată. Dumnezeu te cunoaște. Știe ce vei face. Și Satana te știe cine ești. Dumnezeu niciodată nu ți-ar descoperi un lucru care să-ți facă rău ție și celor din jurul tău. Celălalt este gata să-ți dea descoperiri cu privire la oricine, în așa fel încât tu, care nu poți să taci din gură, să faci numai rău. Și astfel te folosește ca o portavoce. Și într-un caz și în celălalt, pentru început este mai bine să... să taci. Când ești sigur de ceea ce ți-a spus Dumnezeu, atunci deschizi gura. Ieremia, omului Dumnezeu, spune: bine este să aștepți în tăcere cuvântul lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu. Prorocii, să știți că sunt oameni care în general știu să tacă. Ei nu sunt sloboți la gură. Ei știu să tacă și când vorbesc, vorbesc numai cuvintele lui Dumnezeu. E adevărat că în ziua de astăzi sunt foarte mulți alți proroci de
toate neamurile, toate felurile. Ei vorbesc apoi și pun mâna la gură și zic, mai bine îmi puneam gura, mâna la gură și tăceam. Vorba prorocului Ieremia, mai bine puneam sărână în gură, tăceam, așteptam și apoi vedeam ce a ieșit din toată treaba aceasta. În Geneza, capitolul 18, le povesteam copilașilor la lecțiune dimineața aceasta, că atunci când Domnul Iisus Hristos se apropie de Avram, vorbește cu celelalte două persoane. Vă aduceți aminte întâmplarea? Trei persoane îl vizitează pe Avram. Unul din acele persoane este Domnul. Și Domnul întreabă pe celelalte persoane să spun lui Avram ce am de gând să fac? Să-i descoper o taină? Și tot el de răspunsul. Am să-i spun, pentru că eu îl cunosc pe Avram și știu ce o să facă cu ceea ce-i spun. Avram nu este unul din acela care când aude o vorbă undeva, o descoperire, zice că o fi de la Domnul, se duce și împrăște peste tot. Îi îngroapă pe toți din Sodoma, îi îngroapă și pe ceilalți din Gomora și apoi își pune mâna la gură și zice, mă, ups, mai bine tăceam. Avram este un om deosebit. Eu îl cunosc și știu că el va porunci celor din casa lui, dacă îi descoperă aceste lucruri, va porunci să facă ceea ce trebuie. Principiul acesta se aplică și la noi, la fiecare om. Dumnezeu descoperă celor care știu să țină o taină și știu să o folosească spre salvarea celor din jurul lor. Dar Dumnezeu nu descoperă celor care sunt sloboți de gură și nu știu să tacă. Acelora le descoperă altcineva. Dacă ai descoperit o taină și ești printre cei care sunt sloboți la vorbă, la gură, să știi că nu Dumnezeu ți-a arătat cât de păcătos sunt cei din jurul tău, ci altcineva. Și are un alt scop. Are un alt scop. Viața este plină de situații când nu-ți convine ceva. Și mie am situații câteodată că nu convine anumite lucruri și e greu să taci. Dar Ieremia notează, bine este să aștepți, tăcând, în tăcere. Bine este să taci. Să știți că nu este vorba de temperament. Unii sunt mai vorbăreți, așa, de felul lor. Și pentru că nu, așa sunt ei. Ce să le faci? Vorbesc, tot ce aud. Intră pe ureche și iese pe gură, în loc să iasă pe cealaltă. Nu e vorba de temperament, e vorba de pocăință. Am constatat zilele trecute, cu câteva vreme în urmă, mergând cu mașina, întorcându-mă de la servici, într-o duminică, am constatat că mă apropii de o intersecție, aveam verde, mai era o mașină lângă mine și am constatat că pe partea stângă, unde se oprise un tramvai, o bunicuță trăgea după sine un copilaș. Și calculând eu, pentru că de-a lungul timpului, în 20 de ani de șoferie, cam îți dai seama cam care sunt intențiile celor din jurul tău, am constatat că femeia este foarte hotărâtă să treacă strada pe roșu și nici măcar pe trecerea de pieton, undeva pe interzis, prin spatele tramvaiului sau undeva așa în diagonală. Și îl trăgea pe ea și după ea și pe micuț. Și atunci, pentru că mașinile au fost înzestrate cu claxon, am claxonat. Tip. În acel moment, femeia avea o poșetă în mână, adică poșeta spre ce? Și a țipat ceva, nu știu ce a țipat, n-am fost prea atent la cuvintele ei. În aceste momente este mai bine să taci. Și dacă vrei să treci pe roșu, și dacă ești în mașină și ai verde, cel mai bine este să taci. Nu numai să taci, ci să aștepți și ajutorul Domnului. Iar dimineață, când se pornesc spre servici, mă uit la mașină și văd că nu mai arată cum arăta. E dispăruse oglinda din stânga. Am dispăruse așa frumos, luată jos și dusă și vândută, că sunt tot felul de